Părerea mea e că exagerați un pic. Nu vă gândiți și la oamenii de la țară care și-ar dori un câine să-i latre în curte când intre cineva? Ba da, mă gândesc, dar ei nu trebuie să-și cumpere câini de rasă cu pedigree. Ei pot să adopte. E plin de câini în adăposturi care ar face și pază. Căței buni, buni pentru gospodărie. Dar asta nu înțelege lumea. Noi vrem că suntem fuduli. Asta e adevărul. Noi vrem, chiar dacă suntem săraci lipiți pământului, vrem câine de rasă. Și știi cum e omul? Dacă tot are o cățelușă de rasă, chiar și omul ăla de la țară care vrea un câine să-i latre în curte atunci când intre cineva, mă, la se gândește, mă, oare cât costă un câine din ăla de rasă? 200 de euro, 100 de euro. Bă, ia să o dau eu la un mascul. Și uite, așa stricăm noi rasele de câini. Că omul fuge după bani și în momentul în care fuge după bani, se curvește și când se curvește, face exact ceea ce am spus. Când vine vorba de câini, termenii cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Așa că, ba da, mă gândesc, doar că pentru cei care nu au bani, există adăposturile care sunt pline ochi de câini. Pentru că noi nu sterilizăm. N-are rost să începi aici să țin teoria chibritului. Dacă ai bani și îți permiți Mercedes, să-ți cumperi Mercedes. Dacă nu, mergi și cu maxi-taxi. Că e ok și așa. Ne vedem în video următor.